România și-a luat rămas bun de la unul dintre cei mai mari artiști. Ion Caramitru a fost condus pe ultimul drum. În drum spre cimitirul Belu, trupul neînsuflețit al fostului mare actor s-a oprit pentru câteva momente în fața teatrului pe care l-a condus timp de 16 ani. Marele actor a fost condus pe ultimul drum în aplauzele oamenilor care l-au îndrăgit. Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului s-a oprit în fața Teatrului Național pentru ca oamenii să poată să-și ia rămas bun de la marele actor. Mașina a fost întâmpinată cu aplauze și mai multe flori aruncate de către persoanele prezente. Ion Caramitru a fost înmormântat pe Aleea Actorilor din cimitirul Belu, acolo unde se odihnesc și alte mari personalități ale teatrului românesc. Mulți actori și prieteni ai marelui artist au luat parte la funeralii. În fiecare zi mă duceam la el, lăsa totul deoparte, stăteam de vorbă și spuneam ce intenționez să fac. Și numai după ce m-am convins că era dispus să bage în absolut orice, numai să realizăm un loc public. Caramitru a avut zeci de apariții pe scenă și în numeroase filme a înregistrat mii de minute de poezie și de teatru radiofonic.